Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing! Claudiu Casacu sunt și mă bucur să ne auzim. Ca de obicei, avem în față o discuție despre piețe reprezentând doar opinii, nu recomandări de tranzacționare. Important să reținem că efectul de revier introduce un risc suplimentar, amplificându-l pe cel inerent variației activelor financiare. Un EUROSD e o idee bună pentru începutul discuției noastre pentru că piața a început să se miște am avut o perioadă de consolidare și s-a reușit, ceea ce uh, unul dintre scenariile pe care discutam ieri, unul fiind de creștere, unul de scătere, uh, s-a reușit însă un, un breakout în această dimineață. După o perioadă în care e totuși un lucru uh, util în ceea ce am discutat ieri, uh, în ideea de strângere, de știu, eu, de așteptare. Destul de aproape de 1.18.50. Numai că și-a pus amprenta ziua liberă în Statele Unite, Thanksgiving, una destul de importantă și respectată, astfel încât nu s-a observat decât o fluctuație minoră pe parcursul întregii sesiuni. Însă, în această dimineață, piețele au ales. Uh, au votat uh, în favoarea euro și nu a dolarului american, lucru ce nu e uh, surprinzător având în vedere uh, datele venite din Germania la ora 11 acum, de curând, dar cred eu și unele anticipări legate uh, parțial de aceste, de aceste informații și parțial de deschiderea negocierilor directe, oficiale, între SPD și uh, CDU. Adică uh, socialdemocrația ar putea să susțină fie un uh, guvern minoritar, fie conform unor uh, informații preluate din presă, Reuters și Bloomberg ieri, uh, uh, analiștii, uh, uh, unii analiști ar vedea ca deschisă uh, calea spre o alianță așa cum am mai avut până acum, dar numai dacă actualul lider Martin Schulz ar, ar fi debarcat, pentru că acesta, pe de-o parte, se opune, pe de altă parte, uh, cineva uh, ar. Uh, prelua această responsabilitate pentru scăderea scorului electoral și o nouă tentativă în aceeași formulă ar fi puțin, uh, puțin neobișnuită pentru, uh, pentru o țară precum Germania. Deci ar însemna că, practic, nu există un un cost la nivelul partidului pentru, pentru cineva care a obținut un scor mult mai slab decât ce a propus și care la un moment dat se spera că va câștiga alegerile, aducând schimbare în, în cea mai puternică economie a Europei. E, nu s-a întâmplat așa ceva. Negociile continuă. Dacă Martin Schulz rămâne la. La cârma SPD-ului probabil că vom avea doar un guvern minoritar Piețelor cred că le-ar plăcea mai puțin decât varianta unui, unei așa numite Grand Alliance O alianță puternică În orice caz este unul dintre elementele care alături de datele macro susțin în prezent EUROSD Vedem un breakout Deocamdată neconfirmat pentru că Abia, abia în această oră a mers mai sus de vârful anterior În orice caz, o idee pe care o putem prelua ar fi să renunțăm la acest grup de retrageri O a fost util în trecut, însă s-ar putea acum mai mult să ne încurce De îndată ce facem un pic de zoom out, constatăm însă că ieșirea din canal de trend, de retestare și o revenire pe creștere ar putea arăta destul de bine dacă nu am avea o serie întreagă de niveluri importante de rezistență foarte aproape de reperul de acum. 1,1878 este un nivel pe care noi l-am desenat de multă vreme și e cumva o aproximare ca de foarte multe ori în analiza tehnică pentru că avem multiple zone de minim anterior. Ceea ce uh, se întâmplă acum este că avem uh, o relativă liniște în Statele Unite. a fost niște declarații din partea președintelui la adresa programului fiscal pe două parte, dar nu sunt elemente majore de noutate. Și pe de altă parte, în Europa, percepția este favorabilă din motivele pe care le-am discutat deja. Lucruri care se pot schimba cum se spune în engleză, in a heartbeat, într-o clipită, pentru că, într-o bătaie a inimii, și cred că e mai bună expresia aceasta într-o bătaie a inimii, pentru că, efectiv, e vorba de o schimbare de sentiment care se, se poate produce. Însă, deocamdată, a spune că în linia prezentă și tehnică și fundamentală, euro se ar putea să meargă mai sus, ar putea să spargă un 1878. Introduc aceste uh, condiții, de, uh, condiții suspensive pentru că uh, avem uh, în, uh, în perioada următoare teme uh, de ordin politic uh, ce uh, pot să ne aducă noutăți chiar și în weekend, nu neapărat în timpul săptămânii. Din Statele Unite mai este însă un lucru ce nu a favorizat uh, uh, dolarul american. Uh, ok, să răspund unui, uh, unui participant. Gata. Uh, tot probleme de, de conexiune, dar strict izolate. Uh, anume, se pare că, potrivit unor informații de ieri, toate de pe, de pe Bloomberg, uh, Michael Flynn a fost uh, apropiat și uh, uh, oficial implicat în campania, persoană implicată în campania în campania prezidențială și dacă nu mă știu și un advisor, un consultant pentru, pentru președinte, nu ar mai fi menținut legătura cu avocații lui Donald Trump, ceea ce ar putea sugera o cooperare, deci fostul National Security Advisor. Aceasta e, e funcția sa, o cooperare în legătură cu ancheta lui Mueller, Robert Müller, uh, procuror special pentru uh, problema uh, eventualei cooperări uh, sau colaborări între uh, Trump și uh, Rusia în campania prezidențială. Uh, lucru ce ar putea însemna un uh, potențial pas înainte al anchetei și ar putea însemna un potențial pas înapoi al apetitului pentru dolarul american. Eu nu văd situația a genera neapărat știri majore foarte curând, dar o văd suficient de importantă pentru piețe încât să fie luată la un moment dat serios în considerare. Uh, în cazul în care ne gândim la un suport, nivelul ar fi la un 1855, un 1841 și un 1813, mai jos un și 1.17.88. Peste un 1878 avem un 1908 și uh, deja ar trebui să uh, căutăm, măcar să schițăm un alt reper de rezistență, un 1927, dacă ar fi nevoie în cazul lui unui brecat mai, mai puternic. Bun. Văd întrebări despre piețele de capital. Ajungem la ele. După ce acum două sesiuni am avut un răspuns favorabil pe lira sterlină, ieri datele de PIB au arătat bine. Date din sectorul de retail conform acelei CBI, deci Confederația Industriei Britanice, care vorbește despre un raport uh, al retailerilor uh, retailerilor uh, retailer și distribuitorilor angro în același timp, un sondaj care produce un indice, și indicele acesta a sărit la 26 de la o valoare șocant descăzută luna trecută minus 36 este o de o volatilitate notorie, dar totuși cifrele foarte bune ar fi putut fi tratate puțin mai atent de către piețe. Există o deschidere pentru negociere, Brexitul pare că tema Brexitului pare că avansează, în schimb Guvernul Terezei mei este destul de slăbit, așa că, deși tendința actuală pare a fi una constructivă, în realitate, cred că nu am depășit o zonă critică. Și de ce? Uh, pentru că nu am avut închidere peste uh, vârfurile anterioare. Nu zic de 1.33-36, uh, ci uh, chiar și peste, acest, peste această umbră la 1.33-19 închiderea s-a făcut mai jos chiar față de închiderea lumânării precedente. Astăzi asaltul continuă și poate cu un dolar foarte slab ar exista șanse de spargere. Însă, fără un dolar slab, eu nu văd încă suficientă determinare, iar pe termen scurt mi se pare un pic de loc de scădere. Când facem un zoom-in, când schimbăm time frame-ul, vedem că trendul actual este destul de bine definit. Deci, vorbim de un canal de trend, avem două puncte de contact, dar susținere paralelă prin alte, alte linii, deci vizual putem să descriem această idee, numai că să nu ignorăm importanța regiunii de rezistență actuale. Eu vreau să iau un reper mai prudent în cazul de față, nu 33-43 ar fi acela, pentru că nu cred că ar fi de bună să ne entuziasmăm doar câțiva pip și mai sus de, a, de nivelul de acum pentru că uh, se poate uh, se poate să, uh, există fost, uh, să existe fost se existe uh, Mai este o temă destul de complicată uh, în legătură cu uh, Irlanda și de cu granița irlandeză pentru că știți Irlanda de Nord are acum fiind în Europa și Irlanda și teritoriul irlandez de nord, care e sub control britanic, sunt cumva, există o, o permeabilitate foarte, foarte, bună. În momentul în care UK nu ar mai fi, ar însemna că se pun controle de frontieră, ar fi un lucru nefavorabil și pentru activitatea economică și pentru viețile oamenilor de acolo și ar crea dificultăți de mai multe feluri inclusiv anumite companii aeriene, ar avea uh, probleme mari. Există o serie întreagă de lucruri care nu sunt suficient uh, luate în calcul și pentru care nu prea cred că există timp. După părerea mea, și decembrie e destul de târziu. Însă uh, această atenție a pe tema graniței irlandeze cred că este. Uh, cumva încercarea uh, fiecarei tabere de a extrage maxim de avantaj în negociere din această situație. Uh, dar uh, pentru moment uh, pietrele nu pare a le păsa extrem de mult, însă uh, cred că situația teoretic uh, s-ar putea schimba la un moment dat. Strict tehnic, însă, aș spune că dacă aș vedea doar acest grafic, n-aș ști nimic, uh, mai mult uh, cred că Ideea de, de breakout ar rămâne uh, în prim plan și abia după aceea cea de respingere. Uh, în mod ideal, pentru lira Stelină, ar urma câteva ore cu o corecție minoră sau cu o așteptare și ulterior pe după amiază, poate, deși e finera dinainte de, de weekend și uh, nu foarte multă lume în uh, piața financiară va fi prezentă, totuși uh, atunci ar fi o ocazie undeva pe după amiază de, de breakout ascendent. Dar din nou, mi se pare că motorul principal ar fi mai degrabă dolarul american și dacă el nu se mai depreciază, atunci cred că ar fi de ajuns pentru o corecție inițială și apoi să vedem la începutul săptămânii viitoare ce se mai petrece. Suport ar fi la 33.11, 33, 1.32.87 33, și 1.32.75. Peste 1.33.43 avem deja. Uh, repere uh, mai uh, vechi, cum ar fi, de exemplu, poate un 33-92 e de destul de sus, uh, sau uh, minimul acesta, putem folosi și proiecții Fibonacci, dar sau retrageri raportat la acest segment, uh, dar uh, poate un 33-63 ar fi la rândul său util. Uh, a vedea aici un fel de double bottom e E un pic mai dificil, pentru că, într-adevăr, am avea țintă și am atinge vârfurile anterioare sau am fi foarte aproape de ele, în cazul în care ne-am concentrat pe această idee de double bottom, însă nu avem un trend, e cumva un double bottom contra trend. Nu e, nu e rău, dar de obicei nu sunt spike-urile la fel de... nu, e neapărat spike nu sunt revenirile la fel de puternice ca dintr-un pattern venit după o perioadă mai lungă descendentă. Deci, în concluzie, pe actualele informații, cred că e nevoie de încă ceva care să ducă dolarul în jos, altfel piața nu ar avea neapărat forță să spargă ce puținul acum. Bun. Dolar yen este în modul de revenire acum dar una foarte, foarte timidă. Vedem dintr-o zonă laterală, există un, un prim breakout și lucrurile ar putea continua. Asta se vede și în relativa stabilizare a piețelor de capital, la care o să ajungem în curând. Întrebările sunt, sunt deja acolo. Pentru Japonia, un lucru bun este indicele Flash Manufacturing PMI. Un lucru mai puțin bun este ceea ce s-a întâmplat acum câteva, acum două sesiuni în China. Piața din China nu a mai mers pe scădere marcată. A reușit să revină pe linia neutră. Nu știu dacă e pur și simplu piața sau exista și niște voalate intervenții, însă după o sesiune foarte slabă există stabilizarea acolo. Totuși, tema pe termen lung nu e nici pe departe una depășită. Din potrivă, cred că problemele din zona pieței de datorie a obligațiunilor nu sunt decât în partea lor de început. Dar temporar se poate vorbi de o anumită detenționare și dacă și bursele rămân relativ relaxate, avem șansa de a depăși 111.55 și a merge poate către linia de trend, undeva spre 11, 77, 80 Mai sus avem 111.97, 112.23 și 112.40. Asta într-o idee mai largă în care poate până ne reauzim luni se întâmplă ceva major. Dar aș vedea ceea ce se petrece acum mai degrabă de grabă, drept o corecție naturală care ne va duce spre linia de trend și după aceea nu neapărat mai sus. Suport la 111, 34 și 111. 11 sunt niveluri apropiate care ar fi ușor testate și probabil în cazul în care se întâmplă ceva major în piețele bursiere am vedea un, un breakout și mai pronunțat. Aurul prezintă un interes, cred eu, în creștere. A dat semne de viață în ultima săptămână și mai mult îl găsim acum în apropierea vârfului local. Pe termen scurt, nu pare a fi extrem de promițător. Pe termen mediu, însemnând, poate, în cazul de față, una-două săptămâni, cred că ipoteza ascendentă nu este neapărat de ignorat. Atât tehnic cât și luând în calcul riscurile care se pot acumula spre finalul anului. 1295 ar fi rezistență, 1300 și 1305, astăzi... Sesiunea ar putea fi liniștită, uh, suport la 1.288, 1.285 și 1.278. Petrol WTI, uh, discut acum ca să ne luăm uh, uh, una dintre, uh, dintre sarcini din, uh, din uh, listă și a ne concentra pe piețele de capital ulterior, uh, WTI-ul este încă pe creștere. Uh, și... Uh, o, cred că numai o jumătate din poveste este uh, răspunsul stocurilor, varianta API foarte uh, favorabilă, uh, cotaților și varianta uh, de miercuri mai ceva mai puțin. Uh, pe de altă parte, nu cred că ascensiunea actuală ar fi menținută dacă piețele nu s-ar gândi că există măsuri suplimentare sau că sau ar predomândi o încredere puternică în economie și în potențialul său de a genera cerere. La urma urmei, economia reală, gândiți-vă și la PMI-urile din Europa de ieri, foarte bune. Le-am le -am discutat ieri la webinar uh, și uh, sunt, uh, bineînțeles, sunt voci care spun că E un indicator foarte volatil, că el exagerează cumva, fiind bazat pe niște sondaje, pe niște percepții, dar totuși cererea e în, este probabil să fie în creștere, chiar în această perioadă, pentru că datele reale vin, vin cu o întârziere. Deci avem PMI-urile care ne dau un sentiment curent, dar datele de, de PIB, datele datele de stocuri, datele de consum au întârziere de la câteva, de la una, două săptămâni la, la mult mai multe săptămâni. Deci, cumva, unele, unele dintre cifre se poate extrage informație pentru altele. Dar mă mai uit și la uh, grafic și la felul în care piața, care a crescut foarte lent, uh, iese acum dintr-un range pe care l-a respectat din 2016 încoace. Mă uit, în 2016 am avut minime, a fost spre 26 de dolari. Acum suntem la peste dublul acestei valori și uh, creștem în fiecare zi de creștere, înseamnă că atingem cotații uh, văzute ultima oară prin 2015, vara. Uh, încă foarte jos raportat la ce a fost, dar, uh, dar pare a fi loc din perspectivă tehnică pentru un avans suplimentar. Acum pe un grafic daily, deocamdată sesiunea nu promite foarte mult, dar pe H1 arată rezonabil. Suportul ar fi la 58.30, 58.15, 77 și 57.56, rezistența la 58.70, 59 apoi ca nivel rotund și uh, cred că ar, ar mai fi un, un pas de acolo până spre 60. Uh, la urma urmei putem lua și minimele acestea uh, ele nu sunt mult mai, mult mai sus decât reperele actuale. O variantă ar fi să generăm și un, un fel de canal de trend aici, o proiecție, astfel încât să avem limita superioară. Dar cred că e doar aproximativ un 59-50 rezistența acolo. Bun. Văd o întrebare. Creșterea WTI și brent nu ar trebui să se vadă în CPI? Ba da, dar cu, cu o anumită întârziere. Este unul din motivele pe care le-au invocat și BCE-ul și, și Fedul, mai puțin Fedul, mai vizibil BCE-ul, dar nu au insistat foarte mult pe tema aceasta în ideea că așteaptă ca inflația să revină altfel. Au existat chiar voci și ați văzut la minutele publicate, dacă o să căutați FOMC Minutes, o să găsiți pe site-ul federalizer.gov tot documentul. E mult de citit, dar măcar așa, puțin câte puțin, merită parcurs. Sunt unele zone în care se vorbește despre uh, unii participanți care sunt preocupați de, uh, de inflația coborâtă. Apoi, uh, în uh, cazul minutelor de la BCE, iarăși este un grup care spunea că uh, a, a anunțat o dată limită de uh, funcționarea programului QE, deci a spune că el se va încheia cu claritate, cu siguranță, în septembrie 2018, ar însemna un risc, un risc la adresa inflației de a o menține prea scăzută. Alții însă văd, cum spuneam, petrolul ca generând o presiune. E, e însă posibil să avem ceea ce se numește un, inflationary, un deflationary mindset, adică o abordare mentală, un fel de mod de gândire care s-a ancorat între consumatori și producători, împreună un fel de alianță, că prețurile nu cresc foarte puternic și atunci e nevoie de niște șocuri pentru a duce prețurile mai sus. Dar, în linii mari, bineînțeles că există un, un efect și va exista în cele din urmă. Pentru S500 avem o stare de așteptare, este o chestiune destul de, de simplu de comentat grafic, un interval îngust, am avut niște alunecări pe 23 dimineață împreună cu bursele europene, lucrurile s-au redesat de atunci, nu este însă îndeajuns, pentru că avem într-adevăr o consolidare, dar sub 2600 de puncte. Acum și tehnic, pentru că suntem în zona aceasta imediat sub care s-au oprit piețele în trecut, deci definind o rezistență și simbolic, Uh, și uh, cumva fundamental, pentru că situația politică din Statele Unite e departe de a fi una stabilă. Uh, reforma fiscală din Senat e departe de a fi garantată. Avem doar 2-3 senatori care se pot răzgândi și gata, a picat. Uh, deci uh, sunt elemente potențial constructive. Dacă totul merge bine, ok, putem găsi argumente pentru creștere mai mult, uh, în mod agregat, rapoartele. Uh, companiilor din Statele Unite a fost mult peste așteptări în timp ce, și mai ales în sectorul IT, în timp ce în Germania și în Europa în general nu au arătat la fel de bine. Părerea mea este că suntem destul de aproape de vârful de potențial în Statele Unite. Expansiunea margelor trebuie să se facă cumva printr-un câștig de de productivitate sau prin tăieri de costuri, dar e destul de greu să mai tai costurile acum, cred. Tăierile de costuri s-au văzut după criză și acum se înflorește cumva rezultatul acelor vremuri mai grele. Pe de altă parte, nu e ușor de presupus că volumele vor crește pronunțat decât cu o asumare de datorie care nu este pe placul băncii centrale. Deci, Situația în Statele Unite cred că e mai aproape de o zonă de maxim de potențial decât în Europa. Totuși, piețele pe lucruri de genul acesta se, se bazează și, printre altele, pe un EURUSD care frânează apetitul pentru bursa germană în raport cu cea americană. Am expunere, așa cum am discutat zile trecute, am operat modificări, bineînțeles, dar în linii mari e vorba de orientare pe termen scurt și foarte scurt, instrumente au maturitate astăzi mai degrabă favorabile și pe un orizont mai mare de câteva săptămâni orientarea este în sens descendent. Bun, să vedem aici o întrebare. Cred că modalitatea de... Da, e o opinie exprimată de neîncredere referitor la inflația pe care o am calculat băncii centrale. Sunt niște surse de la, de la statistică, de fapt. Nu, nu ei măsoară în mod direct. Uh, bun. Uh, și o, iarăși o opinie exprimată cum că inflația la nivelul consumatorilor e diferită și probabil mult mai mare decât cea măsurată în laboratorul băncior centrale. Este posibil uh, și au fost discuții serioase pe această temă. Uh, un lucru interesant este că s-a uh, adus uh, în, în, discuție chiar tema de graduală în Statele Unite de modificarea țintei de inflație de la 2% de a fi dusă puțin mai jos. Pentru că altfel trebuie să ții politica foarte relaxată foarte multă vreme. Deci există o preocupare, piețele nu sunt total, băncile centrale nu sunt total deconectate de realitate. Asta nu înseamnă că uh, nu există diverse atitudini referitoare la uh, la modul de construcție a datelor statistice. Bun. În cazul bursei germane avem uh, o rezistență la 13.050 de puncte și la 57 mai sus, apoi 13.082 și 13.108. Un suport la 13.000, nivelul 1, 992, 974, 952 și 937. Se anunță o zi nu foarte agitată. Uh, dacă piețele vor alege să se miște, atunci cred că au două variante. Ori vom merge probabil în a doua jumătate a vechiului candlestick de scădere, asta înseamnă peste 13.100 și până în 170-180, ori uh, am putea aluneca undeva către 12.900 sau puțin mai jos. Tema politică poate să aducă, cred, mai degrabă o veste bună acum. Dacă ar fi să nu se ajungă la o înțelegere, nu cred că neapărat astăzi ne-ar anunța, ci mai probabil în weekend, dacă nu va fi înțelegere între SPD și CDU. Însă dacă va fi, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dar există și tema reacției de după sărbătoare în Statele Unite și mai există un material care s-a studiat legăturile din trecut uh, între piețele de capital și un sezon de consum în, uh, în Statele Unite uh, sezonul care e deschis acum, sezonul de cumpărături de Crăciun și de sărbători de iarnă deschis cu Black Friday. Uh, există o concluzie aceea că nu e obligatoriu ca date bune, făzări bune pentru consumatori să aducă creștere și piețele de capital. Din potrivă, în câteva situații a existat, mai ales pe jumătatea sezonului de cumpărători, o reacție negativă. În, câte, în, câț, în câțiva ani, scăderile au început la câteva zile distanță, câteva sesiuni distanță de acest moment euforic. Părerea mea e că sezonul cumpărăturilor va arăta foarte bine dar că optimismul în piețele de capital are șanse să repete acest tipar cu un optimism de scurtă durată, dar poate puizat ulterior. E, acum întrebarea este, va fi astăzi de optimism sau piețele așteaptă revenirea de după weekend? Dacă mă uit la US30 sau mai ales la US500, aș spune că le mai trebuie foarte puțin piețelor să genereze noi maximi istorice. Va veni acest impuls astăzi? Cred că sunt șanse numai dacă nu avem probleme consistente în legătură cu situația politică din, din Statele Unite. Dacă avem acolo chiar și niște umbre de îndoială că atenția se va muta dinspre reforma fiscală și mai ales acele big fat tax cuts de care vorbea președintele Trump către alte lucruri, cum ar veni, cum ar fi, de exemplu, dezvoltări serioase referitoare la administrația actuală, atunci mai puțin probabil să vedem creșteri și mai probabil să vedem un breakout sub 2592 și chiar sub 2589, care ne-ar duce la o corecție probabil de un 38.2 în aceste 44 de puncte acumulate anterior. Adică ar fi probabil vreo 16-17 puncte de scădere, deci nu departe de 2183. Cred totuși că dacă avem încredere în peisajul tehnic, e posibil să, să vedem un, un break up pe termen scurt. Nu mi-am schimbat percepția pe termen mai lung, dar e greu să rămâi cumva, nu e de fapt nu e greu, dar e preferabil să nu rămâi într-o idee uh, atunci când uh, într-o idee care este negată de către piață, atunci când graficul se reformulează, se uh, redefinește. Deci am avut semnale de întoarcere, piețele păleau să meargă în jos și acum au revenit. E poate acea încercare de a prinde în defensivă a anumite poziții de ordin short. În cazul US100, iarăși suntem la doi pași de maxime istorice. Unele companii au mers foarte bine. Cred că evaluările sunt destul de ridicate. Nu cred că sunt la fel de ridicate ca cele din perioada 2000, dar atunci a fost o situație excesivă, cu totul ieșită din comun la nivel istoric. Însă e destul de clar că o parte din uh, entuziasmul de acum se datorează și banilor încă ieftin. Cu toate că am avut niște mășorări de dobândă în Statele Unite, sunt mulți bani în sistem, se retrag foarte lent. Uh, dar uh, să mai avem un spike acum de ultimă, de ultimă oră uh, nu, este, nu este exclus. Uh, în cazul în care piețele se vor întoarce, va fi atât de vizibil uh, încât. Uh, nu, nu cred că va mai fi uh, semn de îndoială. Problema e că s-ar putea întâmpla uh, nu neapărat în scurtă vreme, dar într-un interval scurt de îndată ce va fi declanșat. Avem această scânteie pe grafic. Parcă, uh, parcă sesiunile trecute am avut la un moment dat un sentiment de acest tip. Cumva uh, armatele optimiste ale investitorilor s-au regrupat. Uh, situația din, din China este un. Uh, un factor de atenție și de preocupare, pentru că acolo vorbim de o încercare de a dezumfla controlat apetitul pentru credit, ceea ce e destul de dificil de obținut. Într-adevăr, ne putem gândi, economie controlată, centralizată, lucrurile pot fi ținute sub control. Teoretic, dar practic vorbim despre, despre oameni care pot reacționa uh, în valuri, adică este un sentiment construit social și acesta nu poate fi atât de ușor, uh, zic eu, controlat, mai ales când e vorba de emoții primare, precum teamă. Bun, uh, niște comentarii despre piețe văd aici, uh, nu știu dacă sunt... Uh dacă sunt directe sau, sau ușor, conțin o doză de ironie, ori în sus, ori foarte puternic în sus. Și încercarea de care pomeniți se întâmplă de foarte mult timp. Bun, văd niște materiale ale unor bănci, într-adevăr au redevenit unele instituții foarte optimiste. Cu cât mai multe, cu atât aș fi mai, mai rezervat. Dar există, totuși, dacă o să vă uitați în, în presă o să citiți din articole, există totuși preocupare, există materiale care uh, descriu riscurile din piață și faptul că s-a mers prea sus. Uh, nu e ceea ce se întâmpla în, în anii anteriori, nu în anii în uh, perioadele de, de boom anterioare, când deseori euforia generalizată punea stăpânire pe toată lumea. Uh, bun. Să vedem însă nu neapărat sesiunea de astăzi, care poate să fie interesantă sau poate mai puțin în Statele Unite pentru că avem o sesiune scurtă, dar să vedem ce se întâmplă peste, peste weekend. Fără vești negative, e posibil să avem acel, acel impuls favorabil inițial. În cazul bursei germane, mai e greu să se, să se redreseze pentru că euro, un euro puternic o ține cumva în, în șah. Uh, bun. Uh, o întrebare despre opinia Bank of America, dacă au șanse, dacă are șanse să se întâmple, este uh, să atingă 2860 de puncte. Teoretic, uh, teoretic da, dar uh, cât, care sunt șansele pentru asta? Uh, eu uh, zic că uh, uh, ar fi nevoie de o lume perfectă, deci reformă fiscală puternică, trecută, fără emoții, niciun fel de risc geopolitic, niciun fel de rezultat al anchetei actuale, date extrem de bune în Europa, niciun fel de șoc din China și niciun fel de reverberație dinspre pierderi potențiale. Deocamdată toată lumea e entuziastă în legătură cu monedele virtuale, dar dacă la un moment dat vor apărea niște vânzări, atunci. Uh, nu puțin dintre cei care sunt acum în piață au legătură cu mediul financiar, fără să mai vorbim de contratele futures care vor fi listate pe o bursă uh, în Statele Unite și care vor lărgi accesul în această piață. Ei, dacă va veni o corecție acolo și unii vor, vor avea de suferit pierderi majore, poate că uh, nu va fi o situație optimă pentru activele de risc. Uh, E o, e o chestiune pe care am, am discutat-o și, uh, și apreciez foarte mult discuția pe care am avut-o ieri cu un, uh, un uh, analist de mare, de mare valoare și o persoană foarte, foarte apreciată, de altfel la uh, gala zialului financiar. Uh, e o, o temă la care uh, mă gândise mai... Uh, mai uh, puțin și mai vag înainte de această discuție, dar ne gândim la o capitalizare de peste 150-200 de miliarde pentru monedele virtuale. Nu înseamnă că se tranzacționează acești bani, nu înseamnă că au intrat acești bani. Capitalizarea e cu totul altceva decât volumele efectiv mutate. Sunt mult mai mici volumele mutate, dar tot vorbim de, de sume care sunt potențiale în creștere. Deci trebuie să se întâmple foarte multe lucruri și eu sincer văd o probabilitate de. 15% poate să, să ajungem până acolo. Deci nu e 0, nu e 2-3%, dar e relativ mică. Bun, vă propun să ne uităm la Euroron. Rămâne zona 4.65, dar pare că ceva îl ține din parcursul său ascendent. Putem doar bănui că este vorba despre banca centrală. Avem o zonă de suport foarte aproape acum la 4.65 și 464-50 cred că tendința riscă să fie însă pe termen mediu în continuare ascendentă. Pe termen scurt poate fi vorba de o anumită stabilizare până în 65-50. Dacă depășim acest nivel, avem de luat în calcul 4,66 și ulterior încă 50 de pip și mai sus. Acum câteva zile am avut o încercare de desprindere nereușită. Nu cred că pețele s-au repriată în totalitate, robotul continuă să avanseze 2.19 la 3 luni. Avem uh, un weekend în față și asta înseamnă că, deși sesiunea de azi poate fi liniștită, avem la 5 fără date din Statele flash services PMI, merită uh, monitorizate, dar uh, weekendul uh, în care toată lumea e concentrată pe cumpărături și pe vacanță uh, poate să distorsioneze puțin și reacția în piață. Mai un puls mai aproape de realitate va fi la începutul săptămânii viitoare când cred că este posibil să avem și unele modificări de sentiment. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi reușită și un weekend plăcut și să ne auzim cu bine. La revedere!